Discutăm un caz foarte, foarte important, credeți-mă, pentru viața României de astăzi. Acest caz arată sistemul în splendoarea lui, între ghilimele. Acest caz arată cât de rău stăm noi ca țară și ca stat în acest moment în Europa. Ei bine, pe 25 mai seara, când Ionel Anastase și cu Marius Nițu o să vă arate pe ecran anumite cifre, anumite procente, să știți așa, că dacă Dan Diaconescu a câștigat cu un vot, înseamnă că Elodia este vie și a votat pentru el. Dacă Dan Diaconescu a pierdut la un vot, înseamnă că Elodia este moartă și un domn, căruia nu vreau să-i dau numele, i-a folosit certificatul de deces și a votat în locul ei. Știți cine mai folosește certificatul de deces și ceea ce se poate întâmpla. Deci cazul este, repet, foarte, foarte relevant. Eu am căutat-o și la alegerile trecute pe Elodia pe buletinele de vot. Știți bine că la un moment dat i-a apărut pe buletinele de vot, apoi a fost extrasă de acolo de către familie. A fost o întreagă dezbatere la ultimele alegeri, dacă țineți minte, iar la referendum nu a apărut deloc. Numai că în 25 mai se poate vota oricine, oriunde. Sunt alegeri de alt tip. Concluzia e acum că e îngropată la nana. Nu, dar ea chiar poate vota oriunde. Că nu puteți face, domnule Dan Diaconescu, deja diferența între jurnalistul Dan Diaconescu și politicianul Dan Diaconescu. Nu, dar acum vorbim serios, Elodia poate vota oriunde, fiindcă la alegerile europarlamentare cu pașaportul poate vota și în străinătate și în România, acolo unde noi avem ambasade. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune, pentru toate aceste dezvăluiri, cum altfel, senzaționale, pe care le-ați făcut și în fața telespectatorilor România TV. Dați-mi voie să nu rateze trezătorii emisiunea Ionelei Năstase și a lui Marius Nițu în continuare, fiindcă nici nu știu ce pierd. Doamne, domnilor, rămâneți cu România TV. Vin imediat știrile prezentate de colega mea, Mădălina Vasile, apoi Starea Nației cu Dragoș Pătraru. Rămâneți cu noi!